Domnului pe
sunte. Așa zice Domnul, veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul ca și crinul să înflorească. Și va înflori și se va bucura pustiul Iordanului și slava Libanului se va da lui și cinstea Carmelului. Și poporul meu va vedea slava Domnului, strălucirea slavei Dumnezeului nostru. Întăriți-vă voi mâini slabe și prindeți putere genunchi slăbănoci. Ziceți celor slabi la inimă și la cuget, întăriți-vă și nu vă temeți. Iată Dumnezeul nostru, cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui. Atunci se vor deschide ochii celor orbi și urechile celor surzi vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavilor. Că izvoare de apă vor curge în pustiu și braie în pământ însetat. Pământul cel fără de apă se va preface în bălți și ținutul cel însetat va fi izvor de apă. Acolo va fi veselia păsărilor, iarbă, trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema și nu va trece pe acolo nimeni necurat și nici nu va fi acolo cale întinată. Chiar și cei fără de minte vor merge pe aceasta și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiare cumplite nu se vor sui pe dânsa și nici nu se vor afla acolo. Ci vor merge pe ea cei mântuiți și cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce. Și vor veni în Sion în chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încununa capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi toată durerea în tristarea și suspinarea. Înțelepciune din prorocia lui Isaia citire. Să luăm aminte. Așa trăiește Domnul. Cei ce sunteți însetați, mergeți la apă. Și cei care nu aveți argint, mergeți de cumpărați și mâncați. Mergeți și cumpărați fără de argint și fără de preț, vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul vostru? Pentru un lucru care nu hrănește și câștigul muncii voastre pentru ceva care nu vă satură? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și într-o bunătăți se va desfăta sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și mergeți pe căile mele. Ascultați-mă pe mine și viu va fi sufletul vostru. Voi face cu voi legământ veșnic, dându-vă îndurările mele cele făgăduite lui David. Iată, l-am făcut mărturie popoarelor, căpetenie și stăpânitor peste neamuri. Iată, tu vei chema popoare pe care nu le știi și popoare care pe tine nu te-au cunoscut vor alerga la tine pentru Domnul, Dumnezeul tău și pentru Sfântul lui Israel, căci El te preamărește. Căutați pe Domnul cât îl puteți găsi. Strigați către El câtă vreme este aproape de voi. Cel rău să lase calea lui și omul cel nelegiuit vicleniile lui și să se întoarcă spre Domnul, căci El se va milostivi de acesta și către Dumnezeul nostru cel mult iertător.
căci gândurile mele nu sunt ca gândurile voastre și căile mele ca ale voastre, zice Domnul. Și cât de departe sunt cerurile de la pământ, așa de departe sunt căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Precum se coboară ploaia și zăpadă din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și dă sămânță semănătorului și pâine spre mâncare, așa va fi cuvântul meu care iese din gura mea. El nu se întoarce către mine fără să dea rod, ci El face voia mea și își îndeplinește rostul Lui. Și voi cu veselie veți ieși și în pace veți fi călăuziți. Munții și colinele vor izbucni în strigăte de veselie înaintea voastră și toți copacii câmpului vor bate din palme. În locul spinilor va crește chiparosul și în locul urzicii va crește mirtul. A Domnului fie slava spre veșnică și nepieritoare pomenire. În înțelepciune din prorocia Isaia citire, să luăm aminte. Acestea, zice Domnul, veți scoate apa cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, pe marginile Lui, vestiți printre neamuri lucrările Lui, dați de știre că înalt este numele Lui. Cântați în strune pe Domnul, că Cel a făcut fapte strălucite. Să știe aceasta tot pământul, să tați și vă veseliți locuitori ai Sionului, căci mare este în mijlocul vostru Sfântul lui Israel. Să luăm aminte pace tuturor și Duhului vostru înalt preasfințite stăpâne. Domnul este luminarea mea și mântuitorul meu, de cine mă voi teme. Domnul este apărătorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa. Yeah.
binecuvântați, drag preasfințite stăpâne, pe binevestitorul, Sfântul Apostol și Evanghelist, Doamne, miluiește!
romanului și băgărului, pentru cinestita preoțime și cea Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, mai mari orașele și ai satelor și pentru astea ce invitori, Hristos, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru sfânt locașul acesta, țara aceasta și pentru toate orașele și satele și pentru cei ce credință locuiesc între înțele Domnului să ne rugăm. Ca să se pogoare peste apa aceasta lucrare, cea curățitoare treimii cele mai presuri de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izbonitoare la puterea potrivnică, pentru ca să dăruiască pe acestea harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului cu puterea lucrării și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se zdrobească să apară sub picioarele noastre, Sfântul cel Mintean, pentru ca să se scoată noi Domnul Dumnezeu nostru în toată vrășnoșia și în spirita, să-i facă vremește până de frește făgăduite, Domnului să ne rugăm. Domne, miluiește! Ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe, prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului și să sfințească apa aceasta Domnului să ne rugăm. Curățitoare spre viața veșnică Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să se apă aceasta, izgonitoare din toată mântuirea vrășmași și-ar văzut și nevăzut, pentru cei ce vor lua și vor primi spre sfințirea caselor Domnului să ne rugăm. Aceasta curățitoare sufletelor și trupurilor tuturor celor ce vor lua credință și o vor gusta, pentru ca să ne predicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustare din apa aceasta, cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să fim izbăviți noi, de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără mântuiește, miluiește și ne păzăriște, Doamne, miluiește!
Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Sfântă născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Înșine și unii creații și toată viața noastră, și să o Dumnezeu să o dă. Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în veci vecilor. Domnului să ne rugăm! Trăindu-i mai presus de fire prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființelor celor înțelegătoare și a firilor celor cuvățătoare. Bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul cel ce vine în lume, strălucește pentru mine nevrednicul adereul tău, luminează ochii minții mele ca să îndrăznesc ca lăudabile facerile și purtarea ta de grijă cea nemăsurată. Fie bine primite rugăciunea ce se aduce de mine către poporul care se înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a prea Sfântului Stăpâne. Ci mă iartă, ceea ce ești bună ca să strigă de tine, fără de o sânde și să grăiesc și acum. Te slăbesc pe tine, Părinte, Stăpâne, iubitorul de oameni, atoțitorule împărate, cercești mai înainte de tot vezi. Te slăbesc pe tine, ziditorule, făcătorule a toate. Te slăbesc pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unul născut, cel ce ești fără de tată din mamă și fără de mamă din tată. Că la prazii cu ce a trecut prun te-am văzut. Iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit Dumnezeul nostru, cel de tine, cel de desăvârșit. Că astăzi, ne-a sărbit nouă tuturor vreme de praze și ceata Sfinților cu noi se adună și Îngerii cu oamenii împreună pe ele. Astăzi, Harul Sfântului Duh în chip de corumbente se arde, se povară. Astăzi, soarele cel neapun s-a răsărit și lumina lumii a Domnului luminează peste tot. Astăzi, luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi, stelele cele luminoase cu lumina strălucirilor, lumea înfrunzețează. Astăzi, norii urează din cer, omenirii ploaie dreptății. Astăzi, cel nefăcut de bunăvoia sa, este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi, prorocul și înaintemergătorul se apropie de Stăpânul și cu frică stă înaintea lui, văzând pogorârea Dumnezeu la noi. Astăzi, apele Iordanului se preschimbă în vindecări de cuvenirea Domnului. Astăzi, toată făptura se adună cu revărsări tainice. Astăzi, păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi, Raiul s-a deschis și oamenilor sale dreptății ne împlinează nouă. Astăzi, apa cea amară care era pe vremea lui Moise se schimbă în băutură și dulceața a poporului se face prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izbăvit de plânsul cel vechi ca un nou Israel ne-am împlinit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-a luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată vătura se luminează de sus ca o făptuie. Astăzi începe să se rupă, să se surpă și cale de mântuire luminează în nouă Stăpân. Astăzi, cele de sus cu cele de jos împreună prăzbuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi, opsa cea și sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi, Stăpânul merge la botez ca să ridice firea umenească la înălțime. Astăzi, cel nepecat se pleacă robului ca să elibereze pe noi în robie. Astăzi, împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu mai are sfârșit. Astăzi, pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-au împărțit de veselie.
văzându-te opere, Dumnezeule, văzându-te opere și s-au tenut. Iordan s-a întors înapoi, văzând focul Dumnezeiei, coborându-se trupește și intrând în apele sale. Iordan s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Dumnezeu de porumbel, coborându-se și zburând împrejurul tău. Iordan s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut de închip văzut, pe păcătorul întrupat peste până în închip de rob. Iordan s-a întors înapoi și munții au săltat, văzând pe Dumnezeu în departe. Iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit cu mire de lumină, Dumnezeu adevărat, Dumnezeu adevărat, răzmire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe cele ce moartea neascultării și podul jurăciunii și legătura iadului în Iordan le-a ascultat și a dărit lumii botezul mântuire. Pentru aceasta și el, păcătosul a crezut, mărturisind sărbitele tale în lume, de frică fiind cuprins, umilință, strigăție, mare Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare Doamne, și minunate sunt lucrurile tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Dar după voia ta pe toate le-a dus din prezință în cuvință, cu puterea ta ții făptura și purtarea cea de grijă echiperisești lumea, tu din patru stichii ai întocmit făptura și cu patru vremea încolonat curgerea anului. De tine se cutremură toate puterea îngerești, pe tine de laudă soarele. Pe tine te slăvește luna ție sub stelele. Pe tine te ascultă lumina, de tine se îngrozesc adâncurile. Ție slujesc izvoarele, tu ai întins cerul ca un corp, ai întrecut peste ape. Tu ai îngrădit mare cu nisip, tu ai revărsat aerul spre răsuflare. Puterile îngerenție se închină și cetele arcanilor ție se închină. Ieruvimii cei cu ochii mulți și serafimii cei cu deșoase rare, pe împreună stâns și spurând, de frica slavei tale cele neapropiate se apucără. Că tu Dumnezeu fii necuprins de gând și necuvânt și fără de început ai venit pe pământ, chip de rob luând într-o asemănare omenească, făcându-te că n-ai răsuferit stăpâne pentru durările mirei tale să vezi neamul omenesc și chinuit de diavolul. Ce ai venit și ne-ai mântuit pe noi, mărturisim harul tău, vestim mila ta, nu tăinuim facerea ta de bine. Toată firea omenească ai izbăvit-o, pândă-ți pe fecioare sfințit cu nașterea ta. Toată făptura te laudă pe tine, cel ce te-ai arătat. Că tu Dumnezeul nostru pe pământ te-ai arătat și cu oameni împreună ai vețuit-o, trimițând din cer Duhul tău cel Sfânt. Ai sfințit curcele lor tam și fapte pe laudă, ca și prima asta acum vezi. Însu-ți dai tuturor de oameni frate, pentru ce acum cu tocurirea Sfântului care sfințește toate și sfințește și la pacea aici. Însu-ți dai tuturor de oameni frate, pentru ce acum cu tocurirea Sfântului care sfințește toate și sfințește și la pacea asta. Vino și acum după vorbea Sfântului, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Însu-ți dar, iubitorul de oameni ferate, vino și acum după vorbea Sfântului, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Însu-ți dar, puterea Duhului Sfânt, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și pe ei va lui să-mi și
binecuvântare în cadrul Ipovei, ai scot de desfăciune, dar de sfințire, de sedare, de păcat, vindecare de boli, diavolilor, pierire, de îndreptare puterilor celor potrivnice, plină de putere gerească, pentru ca toți cei ce se vor slobi și vor pusa din ea, să o aibă spre curăția sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patrimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință, că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin tot firea noastră cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care pe vremea lui Noe cu apă ai plecat în capul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise ai eliberat din altă evresc în robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai descântat piatra în pustiu și ai pus ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul tău cel însetat pe adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc milie ai întâlnit pe Israel de rădăcini animale. Tu însuți te pune și înțește apa ta, ca cu Duhul tău ce sfânt. Amin. Apa ta, ca cu Duhul tău ce sfânt. Amin. Însuși acum se pune și înțește apa ta, ca cu Duhul tău ce sfânt. Și acum se pune, vistește apa aceasta, cu Duhul tău cel sfânt. Amin. Vistește apa aceasta, Duhul tău cel sfânt. Amin. Și acum dă tuturor celor ce se vor atinge de ea și se vor strobi și o vor lăsa sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare. Adu-ți aminte, Doamne, de n-au preasfințitul arhiepiscopul nostru, Ioachim, de cinstita preoțime și cea într-o Hristos iaconime și de tot clerul, de binecredinciosul popor român de pretutinde, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașelor și ai satelor, și de iubitoare de Hristos armată, de cei ce stau înainte, și de frații noștri care din binecuvântate pricini nu sunt de față, și miluiește pe ei și pe noi după mare mila ta. Pentru ca și de stihii, și de oameni, și de îngeri, și de cele văzute, și de cele nevăzute, să fie slăvit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui, și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în veci, veci noi. Amin. Pace tuturor și Duhului Tău, ale noastre, Domnului, să le plecăm. Fie, Doamne, nu e sfințirea voastră și știe slavă, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecii a devenit pe părirea
Dumnezeule, și nu vrea-i lumina mărire ție. Când Iordan botezându-te cu Doamne, închinarea trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit ție, Fiul iubit pe tine, numindu-te, și Duhul închid de porumbări, a devenit întărirea cuvântului. Ce te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea-i luminat mărire ție. Să cântăm. Noi preoți, haideți cumva. Glasul Părintei
slăbăție, din scoate, Dumnezeu nostru. Nădejdea noastră, slăbăție, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește, când ar vrea Sfințite Stăpâne, binecuvintează. Și Ruce Iordana, primirea se potențată la Ioan, pentru mântuirea noastră, Hristos adevărat, Dumnezeu nostru, de rugăciune prea curată, mai și sală, ale Sfinților tuturor răutatelor, apostoli, cu rugăciunile tuturor Sfinților, pe sfântuiască, se înduiască pe noi, ca un bun iubitor de oameni. În Iordan, botezându-te tu, Doamne, în ghinarea de inimii s-a arătat, că glasul părintelui a mărturisit ție, fiu iubit pe tine. Este o zi de mare sărbătoare, de praznic împărătesc și aș îndrăzni să spun, din punct de vedere teologic, această sărbătoare, acest praznic împărătesc, acest eveniment mântuitor, este mai mare decât cel de la Paște. Întrucât pe Hristos nu l-a văzut nimeni înviind, ieșit din mormânt. A fost taina lui Dumnezeu. Dar atunci când s-a arătat Dumnezeu la Iordan, atunci a văzut ochii tuturor oamenilor, celor prezenți și prin ei, prin istorie, din generație în generație, vedem misterul prea sfintei trăini, revăsându-se asupra umanității, căci Fiul era în Iordan, în apele Iordanului, Duhul Sfânt ca un porumbel pluteat deasupra spațiului acestei între genună și cer. Iar Tatăl din cer mărturisește că acesta este Fiul meu cel iubit pentru care vine a voi.
E bine, iată că am retrăit din nou acel eveniment mântuitor deosebit. Astăzi, picăturile de har, care sunt ascunse în picăturile de apă, e bine, acelea vin și ne ating creștetul și ne sfințește întreaga ființă, de aceea firea apelor se sfințește, adică sunt impregnate acele ape cu harul Dumnezeu, cu energia negreacă. Iubiți credincioși, am dorit să facem acest eveniment aici, la Onești, pentru faptul că aici nu numai că s-au sfințit apele, dar aceste ape care sunt spre folosul nostru și spre orice trebuință, că nimic nu se poate face fără apă pe pământ, până la urmă nu se poate face fără Duhul Sfânt, că Duhul Sfânt este cel care dă viață, că și totul se miște puterea Lui. Dar am ținut ca să facem acest eveniment aici, la Onești, pentru că s-au reînnoit și acele conducte ale apelor, s-a reînnoit din forul unde de curge apă bună, potabilă în acest binecuvântat oraș al județului Bacău și a Evangheliei noastre, a Romanului și Bacău. De aceea, acest act solemn de retrăire a teofaniei, a arătării lui Dumnezeu, trebuie să rămână în noi ca un mister și să lăsăm acest mister să vorbească de El însuși noi. Și atunci, taina lui Dumnezeu ne va descoperi nouă, prin credință, că participăm la un eveniment pe care noi nu putem percepe cu mintea noastră limitată, ci doar cu dimensiunea credinței. Iubiți credincioși, poate prin pregătirile voastre se vor găsi oameni să spună cumva îndoielnic, păi cu ce s-a schimbat apa aceasta? Păi, viții mei s-a schimbat, dar energia care dă această apă, îi dă aceste ape putere, nu o căutați în moleculele apei. Căci apa aceasta, deși curată din, ea rămâne ceea ce este apa în sine. H2OXG, nu-i așa? Pe bine, dacă această formulă chimică este cea arătată de normele științifice, apoi din normele lui Dumnezeu este altceva. Pentru a înțelege aceasta, doar un mic rândpei să vă explic gestul lui Iisus Hristos, care s-a născut ca toți oamenii pe pământ. După ce s-a născut, la 8 zile, merge și se pune numele și numele lui este Iisus Hristos, care Iisus înseamnă Dumnezeu mântuiește lumea și Hristos înseamnă Unsul lui Dumnezeu. Iubiții mei, suntem în anul 2018 și bisericește, spune noi, anul mântuirii 2018. De 2018 ani, Dumnezeu încearcă să mântuiască lumea prin diferite forme și lumea trebuie să fie convinsă că, crezând în El, în Domnul Istoriei care a venit ca noi toți pe pământ, crezând în El, atunci avem o identitate și avem o perspectivă care nu este altă decât veșnicie. După ce au făcut, după ce au făcut aceste etape ale chenoze, zice noi noroi, ale mișorării, deșertării lui Dumnezeu, Hristos, când a simțit chemarea Lui în sfatul trăinii, a ieșit la Dumnezeu și s-a dus întâi la Marul Iordan, unde era înainte mergătorul său Ioan. Și acela, aceluia îi cere botezul. Și un cuvânt, în dialogul acela pe Ioan și Mântuitorul, trebuie să accentuăm acel cuvânt care spune Ioan în Duh știa că Hristos este cel care trebuia să fie, să scoată umanitatea de robia păcatului și a moartei. Și în Duhul său i-a spus, eu am trebuit să fiu botezat de tine și tu fii la mine. Și Hristos spune un cuvânt extraordinar. Lasă acum să se împlinească toată dreptatea. Care dreptate? E bine, aici este misterul.
pentru faptul că nici Ioan și nici umanitatea nu știa că Dumnezeu pregătește mântuirea tuturor, izbăvirea, adică restaurarea ființială a omului și a umanității și a cosmosului întreg, care suferea din cauza păcatului. Și Iisus Hristos a venit tocmai pentru aceasta, ca să ridice păcatele lumii. Cum le-a ridicat? Iubiți credincioși, marea majoritate și de cele a poporul român nu cred că mai există om ca să nu fie botezat în numele prea Sfinte Trei. Când botezăm pe cineva un copil, un care vostru, ce face? Îl afundăm în apă. Ce înseamnă a boteza? A plonja sau a afunda? Unde? În numele prea Sfinte Trei. Deci cel botezat în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, înseamnă că are perspectiva să aduncă în sânurile prea Sfinte Trei. Și această perspectivă nu este sfârșitul unei etape, ci începutul altor etape prin cunoaștere și mergem către asemănarea Dumnezeu pașul cu aceste etape. Și deci, atunci când Hristos zice, lasă acum să primească toată dreptatea, El știa că în apele aceea ale Iordanului, acele ape se vor de toate apele baptismale în care ne botezăm noi. Și se vor boteza până la sfârșitul viacurilor, acelor care, prin credință, doresc să fie grefați spre vița Hristos, unde să aibă viață. Și deci Hristos, în planul său, știa că în apele acelea, zac, mulțimea păcatului, erau mortale de toate fără de legere și necurățiile lui. Și atunci înțelege pe Pavel Apostol care spune, de dragul nostru, Dumnezeu Tatăl l-a făcut pentru noi păcat. Și El, fiind fără de păcat, ia păcatele Lui asupra noastră și le îngroapă în mormânt și le simpliește pe cruce. Deci iată mare pocărârea Dumnezeu. Întâi se smerește, intră în prântă cele Maicii Domnului Dragul Sfânt, se smerește din nou, merge în iesea din Betleem, seracă, și după aceea coboară din nou în apă Iordanului, ia asupra din păcatele noastre și după aceea le țintuiește pe lemnul crucii, ia sufletul său, coboară până în străfundurile iadului și acolo strigă celor care erau în întuneric și în umbra morții, ieșiți credincioșilor la înviere. Deci ieșiți și acceptați pe Cel care v-a creat și fiți asemenea cu El. Deci iată chenoza, patru chenoze, coborârea din cer, coborârea în peșteră, coborârea în apă, coborârea în iad. Și după aceea începe efectarea sau ridicarea în înălțarea. Deci iată mișcarea aceasta cosmică care a făcut pe Iisus Hristos, toată o înțelegem prin acest act al botezului. Când El ia din Iordan păcatele noastre și după aceea le țintuiește și le îngroapă și noi suntem și avem perspectiva vieții cele veșnice. E bine, dar ce a lăsat în apă? Că ce a luat Hristos și ce a lăsat în apă? Care nu cade sub percepția simțurilor noastre omenești. El lasă ceva. Deci El fără de păcat ia asupra păcatele noastre. Noi când ne botezăm, lăsăm păcatele de apă și se fac creia Hristos. Deci noi murim când suntem afundați în apă și ne ridicăm oameni noi înmoliți în puterea Duhului Sfânt. Deci, iubiții mei, El lasă în apă germenii învierii. E bine, acestea vreau să le sesizați astăzi, în ziua Teofaniei. Germenii învierii care vindecă orice boală și orice neputință. Și veți gusta de apa aceasta și apa aceasta dacă o luați cu credință, care vine tămăduitoare, de bine izgonitoare, avută puterea potrivei și toate celelalte, așa cum ați ascultat, mă rugăciune de astăzi. Și am venit credincioși, evenimentul acesta mare, care cu ajutorul autorităților l-au făcut măreț și bun și bine organizat, de ce nu, în fiecare an, să se satornicească o tradiție aici la UNESCO, ca să veniți cu toții aici să faceți în mod solemn sfințirea cea mare a apei
și să luați toți această apă și să o duceți, să o turnați în izvoare, în fântâni. Căci iată că pământul este din ce în ce mai otrăvit. Hai să-l îmbunătățim, să-l îndulcim cu apa aceasta Duhului Sfânt în care sunt germenii vieri și atunci toate vor reînvia, toate se vor aduce la lumină și după aceea orice picătură de aleazmă este o picătură de energie creată a Duhului Sfânt care ne ajută să sunăm prin la veitul acestei lumi către Împărăția Lui Dumnezeu. Așa să ne ajute Dumnezeu în vecii vecilor. Amin. Vă mulțumim în altă Sfinția voastră pentru faptul că ne-ați îmbrățișat cu lumina Harului arhieresc, arhiepiscopal, astăzi, în ziua de bobătează, în ziua Sfântă a Teofoniei, când prin cuvântul și învățătura pe care atât de adevărat ne-ați transmis-o, noi astăzi am înțeles încă o dată ce înseamnă Biserica noastră Ortodoxă. Biserica noastră Ortodoxă este acest onești frumos, acești credincioși care vă iubește și noi vă mulțumim încă o dată, iubiți credincioși. Mulțumim preoților, preacucericilor părinți, preacupioșilor părinți și în primul rând dumneavoastră pentru această dragoste care ați arătat-o la această slujbă inedită în municipiul Olești. Mulțumesc primarului Nicolae Gnatiuc și domnului ministru, în mod special, Felix Stroie, care a vrut să fie prezent aici, în mijlocul nostru, la o promisiune pe care a făcut-o în toamnă, atunci când pe 8 septembrie ne-a promis că va fi prezent în mijlocul nostru și va participa la această slujbă. E adevărat că am cerut cam multe lucruri, dar aceste lucruri pe care le-am cerut pentru Oneșteni, iar noi cu toții, din partea preoților și dumneavoastră, oferim în al Preasfințitului Părintelui nostru aceste flori ale recunoștinței și un pahar de apă care astăzi este aghiasmă mare. Vă mulțumim în al Preasfinția voastră. Totodată dorim să salutăm pe toți cei care au sprijinit organizarea acestui eveniment și fiecare credincios va putea să beneficieze totodată și cu un pahar de apă de aici, aghiasmă mare, iar aici, în preajmă, se găsesc sticluțele cu aghiasmă pe care le veți primi fiecare. Vă mulțumim tuturor din tot sufletul, fără dumneavoastră, noi nu puteam să facem această slujbă frumoasă. Dumnezeu să vă ajute. Vă mulțumim încă o dată. În momentele ce urmează, noi avem o slujbă specială pe care n-a prea simțit-o Părintele nostru Ioachim Arăduitor pentru Părintele Benoni care este aici și va fi ridicat la gradul de duhovnic. Vă mulțumim în altă Sfinția voastră. Gramată Chiriarhală de Filodesie Duhovnic, noi, Ioachim, din mila lui Dumnezeu, arhiepiscop al Romanului și Bacăului, luând în cercetare canonică și duhovnicească pe preacucernicul părinte, văzim pe noi, Paul, de la Sfântul Sfântului Echimie cel Mare, Târgu Ocna, județul Bacău, protopiatul Onești, avem încredințarea că și-a însușit dreapta învățătură și predanile Sfinților Părinți ai Bisericii Ortodoxe privind săvârșirea tainei mărturisirii ca lucrare de vindecare a rănilor pricinite de păcatele celor ce se îndreaptă. La scaunul spovedaniei pentru a primi iertare și deslegare și stabilirea epidemiei potrivit cu gravitatea păcatelor și starea sufletească a penitentului. Drept urmare, a fost hirotesit duhovnic astăzi, 6 ianuarie 2018, în Biserica Pogorârea Sfântului Duh Onești. Rugăm pe milostivul Dumnezeu să-i dăruiască vrednică și rodnică slujire spre împlinirea misiunii preoțești, semnează în al Preasfințitul Părintele nostru Ioachim,
arhiepiscopul Romanului și Bacăului. Poruncește! Poruncește! Poruncește înalt, prea Sfințire Părinte Arhiepiscop, pentru rogul lui Dumnezeu, pe noi, Paul, care se va duce înainte spre a fi hirotosit duhovnică. Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, prea tărit, cel 12 apostoli. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, cel care dă cele 12 apostoli și urmă apostolească cu obicația, comisit preot de alegați de zâna păcate, Doamne, pântul și acum, pe omul tău acesta, preotul pe noi de Pavel, care să arete către mine de plin fiind de tot harul, arată-l pe dânsul predic de apostolească, de obicească de asfârșire, prin a noastră smerenie, de a lega și dezlega păcatele celor de vreme. Tu e câtă corumbrând de trusie, slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Dumnezeu, acum și pururea și în vecii vecilor. Pe cel înțelept să ascultăm pe Sfânta Evanghelie, pace tuturor și Duhului Tău. Evanghelie de la Ioan citire, slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. Ziua aceea într-una din sâmbete, ușefind cu ea, unde erau ucenici adunați de frica iudei, a venit Iisus și a stat de mijlocul lor și a zis, pace vouă. Și acestea zicând, le-a arătat mâinile și coasta sa și s-a bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Și iar le-a zis lor, pace vouă, precum a trimis pe mine Tatăl și eu vă trimit pe voi. Și acestea zicând, a suflat și a zis lor, v-a dus în care le-a iertat păcatul, v-a iertat și cărora le vesine ținute vor fi. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Venea noastră prin harul de tot Sfântului Ducepătorul de Săvârșirii. Te irotesește pre tine, preacucerice, preote, Benone, Paul, Duhovul, pe slujba de Părinte Duhovnicesc, în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Ducepătorul. Vrednicese! 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 Axios!
această sfântă slujbă, dă-ne, Doamne, sănătate, lungime de zile și îi păzește pe dânsii întrumățat. Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Mulți ani trăiască! Receptivitatea și atenția care s-a arătat cu aceste slujbe, ceea ce semnează că a fost trăită fiecare de fiecare în dimensiunea sacra a Sfântului Său. Acum, bineînțeles că toată această organizare a trebuit cineva să o facă. Și Părintele Protopop îi mulțumesc în mod deosebit pentru bună organizare a evenimentelor care au avut loc anul trecut mai curând, dar iată se vor avea loc și anul acesta, pe care el are în programul său misionar și pastoral. E bine, dar noi îngemănăm evenimentele noastre cu cele ale poporului care este reprezentat prin notabile pe care Dumnezeu îl înviește acolo să fie la cârma acestei țări. Pentru faptul că aici, la Onești, avem un primar notabil, îl rog acum să spune două cuvinte. De faptul că ne-a sprijinit mult în organizarea aceasta și, bineînțeles, în ajutor i-au venit și cei de la minister, de la guvern și așa mai departe. Domnule primar, vă mulțumim să dea Dumnezeu ca acest an 2018 să fie un an plin de semnificații pentru orașul nostru, pentru arhiepiscopia noastră și pentru spiritualitatea țării noastre. Mulțumesc în al preasfinția voastră, preacucernici părinți, domnule ministru, domnule președinte al Consiliului Județean Bacău, dragi oneșteni, iată o zi foarte importantă în calendarul ortodox român. Nu este o zi importantă doar pentru oneșteni, dar trebuie să marcăm câteva lucruri, spun eu, foarte importante pentru comunitatea noastră. Dacă astăzi s-au sfințit apele la Onești și cu toți am participat, să nu uităm că acum 6 luni de zile cineva a sfințit pământul ăsta de la Onești și aici trebuie să-l amintesc pe domnul ministru Stroie. Ți se mulțumesc public și nu o fac politic. O fac pentru că fără domnia sa, astăzi la Onești, nu știu dacă aveam apă 24 de ore pe zi. Dar, după cum a spus în altă sfințit astăzi când l-am întâmpinat, nu trebuie să pierdem vremurile. Ce am înțeles eu din lucrul acesta? Domnule ministru, atât timp cât sunteți ministru, să fiu la ușa dumneavoastră, să nu pierd vremea. Avem foarte multe lucruri de făcut la Onești. Podul de peste râul Trotuși, drumul către ajut și multe proiecte. La cum vă cunosc eu și nu întâmplător ați ajuns ce ați ajuns, sunt sigur că mă veți ajuta pe mine și pe oneșteni să rezolvăm aceste probleme. În aceeași măsură, mulțumesc și domnului președinte al Consiliului Județean Bacău. Astăzi am fost la o vizită de lucru la Spitalul Municipal și iată am smuls o comisiune ca sediul ambulanței de acolo și câteva secții în acest an vor începe să fie modernizate. Așadar, astăzi, pe lângă că ne-am rugat, pe lângă că am muncit, am făcut ceva și pentru Onești și sunt bucuros că într-o zi sfântă pentru credincioși ortodoși reușim să facem și lucruri bune pentru ei. Vă mulțumim în altă preasfinția voastră pentru că astăzi sunteți la Onești și iată cum am plus atunci când s-a simțit sediul protocopiatului, Oneștiul, dacă nu este, începe să devină centrul ortodoxiei județului Bacău. De ce? Pentru că cel puțin de 5 ori anul trecut și odată la anul acesta, dar prea simțitul a venit la Onești. Comparativ cu anii trecuți, nu cred că lucrurile sunt întâmplătoare pe acest pământ. Eu cred foarte mult în Dumnezeu și fie ca Dumnezeu să binecuvinteze municipiul Onești și atât timp cât pot mai fi primar, să fac lucruri bune pentru Onești. Vă sărut mâna, binecuvântați și Doamne ajută! Mai ales că este anul centenarului și centenarul unirii neamurilor românesc într-o singură țară binecuvântată din cele trei, Moldova, Transilvania și Sfântenia. E bine, toate acestea se datoresc acestor jertfe care
s-au făcut aici pe Valea Uiturului, începând cu Onestul și de aceea și alte evenimente de anul acesta vor marca acest eveniment, care de fapt pentru noi este un eveniment de răscruce și că trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a ales pe noi să fim la răscândia acestui centenar. Într-un timp când se pare că nu se mai auzea nici glas de proroc, nici sfinții parcă nu mai erau relevanți, iată că vine soarele, chiar cum a fost și această primăvară, în fine iarnă, pentru ca Duhul Sfânt să vină și lumină și apă în sufletele noastre, care se refacă, să răzească darul Sfântului. Bisericii tuturor, multă sănătate, bună sfărire și toate, să trăiți într-o mult și fericiți ani și Părintele Protopop va spune programul care vă. În altă Sfinția noastră, vă rog, Doamne, minunul rămâneți în mijlocul acestor credincioși care vă iubesc și să-mi cer iertare dumneavoastră și tuturor în albra Sfinției voastre prin a vă spune că nu am adus aici în fața în albra Sfinției voastre un aparat pentru copiii care sunt cu probleme de vedere, pe care cu ajutorul acestor credincioși oneșteni la toate concertele caritabile pe care le-am făcut, de la Părunțul Văduvei și la tuturor celor care ne-au sprijinit. Vă mulțumim în al preasfinția voastră că vom dona Spitalului Municipal Onești un aparat acesta pe care l-ați văzut deja la sediul protopopului și pe care nu puteam să-l aducem aici, fiind foarte mare, valorând 25.000 de lei, în lei vechi 250 de milioane, li se datorează acest dar acestor oameni minunați. Vă mulțumim foarte mult! Iubiți oneșteni, felicitări! Vă mulțumim în altă asistia voastră! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți! Trebuie să vă anunțăm programul pe care îl avem, în primul rând. Vedeți aceste recipiente pe care dumneavoastră le veți folosi. Mulțumim jandarmeriei, poliției, autorităților locale care au făcut posibil acest lucru. Imediat, în proxima distanță, deci lângă dumneavoastră, se gătesc recipiente cu aghiasmă și pe care dumneavoastră le puteți lua cu ajutorul părinților. Rugăm preacucenicii și părinți să meargă doi câte doi la aceste lucruri, să le împartă și mulțumim în mod deosebit Societății Rașa, care au pus la dispoziție 10.000 de astfel de sticluțe cu tot ceea ce trebuie, o muncă deosebită. Mulțumim credincioaselor de la această societate care au făcut acest lucru posibil. În apropiere se găsesc 4 microbuze pe care noi le folosim, vor veni de 2 sau 3 ori. Cine dorește, deja avem foarte mulți doritori, nu o să putem merge cu toții, să urcăm sus la casa de apă, la Cucior, unde în Al Preasfințitul va sfinți și acolo acea muncă pe care au făcut-o acești oameni pentru noi, pentru dumneavoastră, pentru toți cei care iubesc apa și viața. Vă mulțumim încă o dată, la mulți ani și multă sănătate tuturor. Vă mulțumim! Puteți să dați